Peste 5.500 de oameni din diferite regiuni ale țării s-au vaccinat împotriva COVID-19 în cadrul maratonului vaccinării care s-a desfășurat la Palatul Republicii din Chișinău în perioada 28-30 mai. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu Primăria Capitalei. În cadrul ședinței de bilanț, secretarul de stat al Ministerului de Resort, Denis Cerneală, a venit cu un mesaj de mulțumire către medicii, asistenții medicali, Primăria Chișinău și alți parteneri care au contribuit la organizarea eficientă a procesului de imunizare în cadrul maratonului. Am avut un suport necondiționat din partea administrației Palatului Republicii, precum și din partea partenerilor UNICEF și OMS. Maratonul a fost organizat conform principiului de transparență, iar astăzi am ajuns la o rată de acoperire vaccinală de aproape 10% din întreaga populație. În continuare, îndemnăm toți oamenii să se vaccineze. Toate punctele de vaccinare din țară au stocuri suficiente de vaccin, a mai spus secretarul de stat al Ministerului de Sănătate, Denis Cerneală. În cadrul maratonului vaccinării au fost disponibile toate tipurile de vaccin împotriva COVID-19 prezente Republica Moldova, precum AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, CoronaVac. Maratonul a fost organizat cu suportul Centrului Municipal de Vaccinare din cadrul Spitalului Sfânta Treime, Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițianu și Colegiul de Excelență de Medicină și Farmacie Raisa Pacalo. Campania de imunizare a fost lansată la data de 2 martie curent, iar până astăzi au fost vaccinate peste 409.000 de persoane.